Vă salut, dragi prieteni! Azi am să vă prezint ce am făcut la strungul meu de la Record Power. Adică am făcut o mare, mare, mare și bună îmbunătățire. Aceasta constă în acest variator de turație și acest motor. Deci am schimbat și motorul lui original, care este aici. Și am pus un motor de mașină de spălat. Acele mașini de spălat, tipurile astea noi, automatice, nu acele vechi tipuri clasice. Este și de mai mare putere și asta favorizează lucru. Deci aici am un potențiometru de volum, cum s-ar spune, și aici un întrerupător care îmi permite schimbarea sensului. Am să vă arăt imediat. Deci toată chestia aceasta, tot acest ansamblu, recunosc, nu l-am făcut eu, pentru că nu sunt bun în ale curentului, la electricitate, dar mă descurc cât de cât, dar în așa ceva și partea acestei aici, partea electronică, mă depășește. De ce să spun că l-am făcut eu, să mint, da, ce meseria sunt eu, nu. Mi l-a făcut domnul Paul Gălbenașu, unde țin să-i mulțumesc foarte mult încă o dată. Puteți să accesați și dumneavoastră pagina lui de Facebook sau canalul lui de YouTube cu același nume, Paul Gălbenașu. Un om extraordinar. Deci, bun, deci acum să vedem cum și funcționează. Deci a rămas aici întrerupătorul, doar am făcut legăturile cum mi s-a spus. Și oricât i-aș reduce la minim din turație, uitați, strâng, nu scade puterea. Deci asta e ceva fenomenal, adică nu ceea ce găsim pe piața, cele minuni chinezării care, sincer, bun, reduce turația, cele variatoare de turație, dar totodată reduce și puterea și la un strung, dacă n-are putere, n-ai făcut nimic. Bun, acum el merge în sensul normal, după cum se vede, da? Uitați, da? Bun. Acum am să, de aici, de la acest întrerupător, am să schimb sensul. Poftim. Merge invers. Acum, da? Deci, această schimbare de sens e bună la șlefuit. Se știe că odată ce șlefuiești într-un sens, este unele piese, anumite tipuri de lemn, care lasă un por așa spre sensul de șlefuire. Dar dacă îl dai invers, l-ai șlefui și iasă perfect luciu. Deci, după cum v-am spus, aici am pus un fel de protecție să nu sară rumeguș de la strung, pe care am să îl lipesc aici așa, frumos. În capătul acesta am să las liber pentru aer sau poate am să-i pun chiar o protecție mai mică. Dar oricum nu se încălzește. Ceea ce vreau să vă arăt, în spate a rămas aceeași, vreau să spun. Da? Nu știu dacă se vede. Da, se vede.
Ia uitați. Deci am montat pe a doua folie, da? Pentru că nu mi-a dat voie distanța de aici, de la folia motorului a rămas cea originală și nu mi-a dat voie să trebuia mai mare cureaua. Și am zis, hai să încercăm și a rămas aici. Deci, pe cum arată aici, unde am montat eu, ar fi o turație de 980 de rotații pe minut. Dar compensez din acest turomet, da? Hai că ne și bâlbim. Din acest variator de turație. Oricum, acest motor de mașină de spălat are o turație mai mare, cum are acest motor. Pardon. Deci aceasta are o turație de 1400 rotații pe minut, putere 375 de amperi, o rezistență de 1,6 amperi. Deci 375 de W cu o rezistență de 1,6 amperi. Acesta are o turație până la undeva la 17.000 de rotații pe minut, dar nici într-un caz nu folosesc așa mare turație. Deci dinăuntru de aici s-am reglat undeva ca să nu meargă el în acele 17.000. Da. Haideți să vă și arăt turația maximă care o dezvoltă. Acum e dat pe sensul normal, la minim. Aici este o turație foarte bună pentru găurit cu freza în lemn, pentru decroșat. Bun. Acum să mărim. Deci aceasta ar fi turația maximă, dar aici poate voi lucra la șlefuit sau când dau cu ceară, dar nu. Deci cam aceasta ar fi, să zicem, optim maxim la 3.000 ceva, dar nu pot să știu eu că dacă nu am acel senzor de pentru turație, ceea ce am să-mi comand și numai bine că este 6x4 ecran LCD-ul cel are ăla și am să implementez aici în această cutie pe care se vede, se poate desface în aceste patru șurubele și vă voi monta aici că este suficient spațiu. Deci aceasta a fost modificarea care am făcut-o la strungulețul meu, de care sunt foarte mulțumit cum a ieșit. Nu a fost mare inginerie montatul motorului pe un blat de lemn de fag. Ca norocul a nimerit exact sub strung, n-a trebuit să fac chiar nicio modificare, încât l-am prins de acest blat și folia originală a nimerit foarte bine cu cureaua. Ca să strâng cureaua puțin, am săltat tot strungul. Uitați. Am săltat în sus și am strâns și de aici se poate regla cureaua cum e nevoie. Da. Cu toate acestea, fiind spuse, vă doresc multă sănătate și să ne întâlnim la un nou clip, la un nou video cu prima lucrare care va fi cu un nou update la strung. Până atunci, pace!